numesc Vasile. Am 3,14 kg și sunt captiv în cercul vieții, al disperării și al tristeții. Așadar, povestea mea, oricât de stranie ar părea, e cât se poate de reală și incredibil de nasoală. Dacă ar fi s-o spun pe toată, v-aș ține aici până mâine. Aveți în față o pisică, dar în pisică e un câine. Și zilnic mă întreb, o, Doamne, cu ce ți-o-i fi greșit eu oare, că ai ales să-mi dai pedeapsă asemenea reîncarnare? Când sunt câine în trup de mâță, nu mai pot să fac ce vreau, că nu se sperie nici curca dacă îi zic miau, 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 miau. Vaca mucecă e vacă, porcul groh e că-i porc, cioara cârâie pe cracă, eu când vreau să mârâi torc. Un criminal, ai fost un criminal, ai omorât letal un biet cotoi. Poate că de asta te-a calicit năpasta, să fii în viața asta la fel ca noi. În niciun cod penal eu n-am fost criminal, am fost la tribunal și chiar le-am zis că mortul dumneavoastră avea o viață proastă, voia să scape de nevastă și l-am sinucis. Pe vremea în care eram câine, rodeam tăcut un colț de pâine. Simți de coadă cum mă apucă un motănoi cu dor de ducă și zice: scuză-mi insistența, dar la nevastă mea demența au trecut orice măsuri, într-una pune murături. Gogonele? Nu mă refer la gogonele, știu că de aia există ele, dar să mă ierte Dumnezeu, bocancii mei, paltonul meu din cea mai fină țesătură se lăfăie în saramură. Tu crezi că-i doar o întâmplare că era pus pe mine sare? Omoară-mă, te rog frumos! Mă rog, eu fiind și curios, l-am prins în gură, părea copt, hați o strânsură și încă... 8? Nici o grimasă n-a schițat, s-a dus zâmbind și împăcat, deci tot nevinovat pledez și sper să mă reîncarnez, măcar în pechinez. Eu am analizat, am cumpănit și am decis, în calitatea mea dumnezeiască, să iei în viață locul motanului ucis, păstrându-ți conștiința cea câinească. Miau, 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 miau! Un criminal, ai fost un criminal, ai omorât letal un biet cotoi. Poate că de asta te-a calicit năpas,